cine ce și cum avem este Don Helciu. Globuria, ale 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 ale. What's up, my brother? Salutare. Hai să pun și apă aici. Așa se primește mai nou, da? Ia să vedem. Să vedem. Dacă mai știu ceva. Ia uite. Talent, bă, băiat. Baby. Salut, salutare. Să vină managementul să schimbăm decorul, doamnelor și domnilor, că treaba începe foarte bine. O să dau o pasă și lui Moris, dar mie că îl nimerez. Auzi, bate, bate, ia, ia, ia. Eu, ce bine, bine de tot, bine. Asta, știi cum se spune? Messi frumos. Messi frumos. Messi frumos, da, da, doamnelor și domnilor. O să fie bine, o să avem astăzi foarte multe povești. Dan Helciuc cu siguranță că are o piesă pe care toți cântăreții din ultimii 20, toți jucătorii de fotbal din ultimii 20 de ani au cântat-o măcar o dată. E vorba de Trăiască berea. Trăiască că mai e una. Mai e una. Recunosc că m-am inspirat din scandările galeriilor echipelor de fotbal. Lasă-ne, lasă-ne. Bravo, bă. Care a fost hit în 2005-2006. Așa este. Da, doamnelor și domnilor, hai să vedem acum din viața de om care urmărește sportul a lui Dan Helciuc. O să avem imediat și o legătură chiar acolo pe stadionul Giulești, unde colega mea Oana Pascaru se va întâlni cu celebrități ale fotbalului pentru a afla cine, ce și cum și ce amintiri îi leagă de acest moment. O să avem, după cum v-am spus, multe mesaje ale vedetelor cu fotbalul. Da, din când în când, ăla de sală, ăla din spatele blocului, știi? Ai spatele blocului, da, când erai, da, mic? Da, băgai, da, erai și acum mai bag, da. Că am o curte de aia mică interioară și jucăm, s-a transformat fotbalul în, cum se numește, squash. Fotbal de mână, da. Băgam. Și acum joc cu prietenii, adică închiriem, mergem pe diferite terenuri de-astea de închiriat și jucăm. Mai acum, mai nou, cu masă paintball? De tenis. Nu, techball. Techball. Da. E masa de tenis de câmp, de așa de masă, dar ai pe parte și faci mecherii treaba. Nu mai putem să jucăm pe teren normal? Nu. Păi de-aia nu mai câștigam noi mă la fotbal, că ne luăm cu altceva. Sau pe... Ce? Păi și mai e ceva. Dacă stai să te gândești, noi am obținut performanță, vorbesc de istoria fotbalului nostru românesc, atunci când terenul de fotbal era foarte prost. Înțeleg, mai ții minte, erau dâmburi, dacă ploua un pic, se crea un fel de mlaștină. Ăla era adevăratul antrenament. Acum, dacă avem toate condițiile... Acum e clinta prea fină. Nu prea mai e. Acum să vă spun ceva. Două argumente pro și contra aș avea. Unu, argumentul pro este că, de exemplu, în 1990, când România s-a calificat la Mondialul din Italia, România, Danemarca 3-1, pe vechiul stadion Ion Ghencea, frățioare, era are o brazdă pe acolo, când intrau băieții, Gică Popescu, ea, nu știau danezia. După care au venit danezii înapoi și după aia ne-au bătut și pe nisip, bă, băiat. 5-1, nu? Da, acolo n-a mai contat, 5-1 mi se pare, da, exact, 5-2 așa. 5-2 a fost, da. 5-2 a fost. Da, în orice caz, la noi presiunea contează. Cu cât e presiunea mai mare, cu atât noi dăm randament mai bun. Dacă nu există presiune și dacă banul merge oricum, știi, asta e valabil în orice meserie, parcă totuși, știi, nu-ți mai vine să mai... A fost și presiune și nisip. Nu? Și presiune și nisip am avut. Da, eu credeam că după aia o să fim campion mondial la fotbal pe plajă, dar nu s-a dovedit. Foarte tare. Bun, cu ce echipă de fotbal ții? Nu pot să spun pentru că nu vreau să-mi dezamăgesc fanii și prietenii, dar pot să cânt... Trebuie să fii imparțial ca român, nu? Da, trebuie să fii imparțial, politician, știi? Dar pot să-ți cânt ceva și după acest cântec poți să-ți dai seama. Suntem peste tot acasă, toți o echipă mai frumoasă, una dintre cele mai frumoase melodii. Rapid. Pentru că vorbim de Rapid, doamnelor și domnilor, dacă ar trebui să fie pus cineva pe steagul Rapidului, ar putea fi pus cu siguranță Ricardo Ducanu. Nenea Rică se află chiar acum pe stadionul Giulești în legătură cu noi. Stai așa că e domnul Burleanu, acum cântăm imnul, e foarte bine. Opa. Avem legătura imediat acolo. Colega noastră Oana Pascaru se află chiar pe stadionul în care în această seară sperăm ca România să scrie istorie cu Muntenegru, adică să fim pe primul loc în grupa din Nations League. Bună, Oana! Bun găsit, Cristi, bun găsit tuturor. Într-adevăr, mă aflu pe stadionul Giulești. Ei bine, doamnelor și domnilor, peste câteva ore urmează să înceapă meciul dintre România-Muntenegru, mai exact la ora 21:45. Alături de mine l-am pe nimeni altul decât Rică Răducanu, cum spuneai și tu, una dintre emblemele României în ceea ce privește sportul, având în vedere că a jucat numai mult nici mai puțin de 61 de meciuri pentru România. Domnul Rică, mulțumim mult că ați acceptat să vorbiți cu noi într-o zi atât de
de importantă pentru fotbalul românesc. Cum vedeți meciul din această seară? Care este prognosticul lui? Adevărul e că e mare plăcere că arăți că stați la mine acasă aici, că nu e nicio problemă. E plăcerea de partea mea și salut pe toți telespectatorii, pe toată lumea și să fim cu sufletul lângă echipa națională, care asta e baza la noi, și eu simt așa că merge și acum încă 3 puncte și ușor, ușor o să nu mai fie supărările care sunt și toată lumea mulțumită. Domnul Răducanu, România a pierdut în deplasare cu 2-0 în fața celor de la Muntenegru. Cum vedeți acest meci din această seară? Nu seamănă un meci cu altul, dar să vă spun ceva. Alta e când joci acasă cu suportele noștri. Și acum și ei s-au mai, băieții s-au strâns, s-au mai vorbit, au mai făcut pregătire împreună, că e greu, nu s-au strâns. Atunci s-au adunat, s-au dus toți să jucăm. Poate au fost mai echilibrați Muntenegru, dar acum nu mai sunt ca pe timpul nostru să fie diferență mare între echipe. În altă dată îi băteam, cum a fost și cu Finlanda. De 9-0 le-am, dacă m-am dus la corner să dau gol cu capul și n-am putut. Am vrut să fac, să bat 11 metri și nu m-a lăsat. Nearica! Așa că era altă. Da, tată, să trăiești. Să trăiască, Nearică, doamnelor și domnilor, centru atacant al emisiunii noastre de Crăciun, după cum se știe. Nearică, matale cu meciurile tale senzaționale. Ai fost și la un mondial, după cum se știe, în Mexic. Vreau să te întreb așa, să-ți spui o poveste senzațională din marile tale meciuri la echipa națională. Pe câte am, să știi că chiar le-am căutat să povestesc chestiile astea, nu le-am uitat, încă să știi că n-am uitat, nu se poate uita așa ceva când aper culorile, când cântă imnul, care mai și plânge, mă, de acum iară. Adică fiecare cum simte, dar simți așa că te duci la o luptă, dar cea mai, după părerea mea, și decisiv meci care a fost, și eu zic că acolo am jucat aproape jumate și echipa jumate. Deci la Lausanne, dacă mai țineți minte, da. Cu Elveția. Mare meci, adică foarte frumos. Vreau să te întreb. A fost un asediu la mine la poartă. Așa, zi. Da, întreabă. Vreau să te întreb lucrul următor. Deci, ai încercat vreodată să ieși în atac și să dai gol la echipa națională? Cum mai la echipa de la Rapid, mai ieșai acolo, te duceai să dai gol? La Național ai plecat în careul lor? N-aveam voie, că era altă. Națională e națională, la Rapid nu conta. Chiar dacă luam un gol, nu se punea. Dar, că dădeam noi vreo 3 înainte. Deci, nu m-a lăsat, nici Angelo, nici Natinel nu m-a lăsat, că eu cu Finlanda am vrut să dau și un gol, că a fost 9-0. Și eu m-am tot dus pe la centru, am zis să mă duc la un corner și mereu, când mă vedea Angelo să înapoi, îmi făcea cu mâna așa, eu nu, tot una, două, să mă duc acolo să dau și un gol. A fost frumos, tată, da? Era alte stiluri, alte lume și pregătirea la lume, altfel, la echipe. Pe noi cu Finlanda, înainte, sau cu echipe de-astea, nu discutam. Și noi eram o echipă națională, cum să zic, cum ar fi alte mai slabe, azi zice, băi, atunci hai că era Albania mai lângă slab, așa. Toți îi băteam pe timpurile alea. Nearica, când am jucat Nearica, în Elveția, la Turic, după așa? Ce ne-a... Zi finalul povestii. Zi, tata. Cu Elveția, zi acum, ca să terminăm. Când am dus, în Elveția, înaintea noastră la meciul ăsta de calificare pentru Mexico 70, a jucat România. Cu Dumnezeu Lepte, cu Sfet, cu Ionet, cu toți echipa aia, cu Dridea, și le-a dat aia 7. 7-1, dacă mai țineți minte. Da, și noi când ne-am dus acolo, toată lumea pe noi, toate câte luați, câte, vă dați seama ce a fost la...
la fundul nostru, cum să zice. Aia e treaba. Nearică, stai cu noi după scurtă pauză de publicitate. Ne întoarcem cu Nearică, doamnelor și domnilor. Neangelo este marele antrenor, Angelo Niculescu, pentru cei care și-aduc aminte. Un antrenor legendar care în Mexic a fost antrenorul echipei naționale. Pe Dobrin nu l-a lăsat să joace. Nearică a intrat până la urmă. Stați acolo, Nearică, cu noi, că ne întoarcem. Vedetele sunt alături de echipa națională. Să vedem câteva mesaje. Suntem aici, gata, nicio problemă. Așteptăm naționala. Fiți ca nostru, mergeți înainte. Îmi cere inima să o mai spun o dată. Asta e țara mea, jur că e minunată. Cei care simt la fel să înceapă nebunia din toată inima pentru România. Voi fi acolo în tribună al 12-lea jucător. Hai, România!